Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Danger Zone Hacking. Am zis să mai joc câteva meciuri de Danger Zone ca să mai facem și noi aici rank, pentru că nu știu dacă... Bă, chiar mă, aoleu. Nici știu de cât timp n-am mai jucat Danger Zone, dar vă spun sincer că... Nu vreau să-mi ia progresul, adică nu cred că dacă n-am rank, nu cred că... Dar de fapt, stai mă, că eu n-am rank pe contul ăsta, ce progres? Mi-a zis să nu-mi ia rank-ul, dar... Da, trebuie să aflăm ce rank are contul ăsta, deoarece... V-am spus care este scopul acestei serii de CSGO, să facem cel mai mare rank pe fiecare mod de joc, adică să am global pe... competitiv, global pe Wingman și... Winter Fox Elite sau nu știu cum se numește, sau Hunter Fox, nu mai știu cum se numește exact rankul ăla cel mai mare pe Danger Zone, să-l avem, zic, mama, a ieșit Tolamber ăla, mă, a văzut că e hacker, gata, a ieșit. Să avem cele mai mari rankuri pe toate categoriile de joc, să zic așa, și da, Danger Zone este singurul mod de joc pe care momentan nu am niciun rank, adică e unranked. Pe competitiv avem Golnova 2 și pe... Wingman nu mai știu, dar cred că Silver ceva, nu mai știu exact ce rang mi-a dat, dar știu că mi-a dat ceva un Silver, nu mai știu, sau nu știu, nu mai știu dacă am jucat, am jucat Wingman atunci cu băiatul ăla, dar nu mai știu ce rang mi-a dat, sincer, și, na, by the way, am văzut că la ultimele două episoade am făcut 1000 de like-uri, așa că haide să zicem, bă băieți, la acest episod, măcar 1000 de like-uri, dacă vreți să vedeți acest scop îndeplinit, scopul ăsta meu, să avem cele mai mare rang pe toate modurile de joc, să dați și voi acolo un like ca să fie acest scop îndeplinit, bă băieți. Și văd că e o hartă ceva de zăpadă, de puii mei, de iarnă. O, bănuț, păi adă-i la tati bănuții, adă la tati. Văd că e ceva hartă de asta de Crăciun, nu știu, cu braz, nu știu, și brazi împodobiți, mă, doar așa, iar hartă cu zăpadă, mă, dar unde am văzut eu, mă, că am văzut un P2000, uite-l acolo. Acolo l-am văzut, mă, nu l-am văzut, a, uite-l, mă, aici. Nu știu... E așa o hartă, mă, faină, dar nu niciun brad împodobit, nimic, păi urât, frate, nu-i de Crăciun. Și da, dacă vă întrebați de ce iară n-am mai postat 2-3 zile, bă, mulțumiți-mi măcar că nu v-am lăsat iară 2 săptămâni fără episod. Poți să intru pe aici? Da, poți intru. Mulțumiți-mi că nu v-am lăsat iară 2 săptămâni fără episod, da? N-am postat doar 2-3 zile, nici nu știu sincer cât n-am mai postat, dar oricum nu-i așa de mult timp. Da, eu mâine practic nu o să mai pot să circul cu motorul, deoarece se face tranziția aia, nu știu exact cum e cu numerele de matriculare, că taică mi-a făcut toată treaba și practic pentru o zi sau două motorul meu o să fie nematriculat, o să nu o să pot să circul cu el și de-abia după ce o să se facă chestia aia o să pot să circul. Mamă, dacă vă FPS-urile alea mă enervez să moare Jaxana, m-a văzut ăla, m-a văzut ăsta și are shotgun. Uai, de cap, am crezut că are... Deci m-a încăcat pe mine când l-am văzut cum a intrat cu magul ăsta peste mine. Că avea... Am crezut că are cască, dar pe... Aoleu, să moară Jaxana, mă, când n-am știut că e gard, să nu se prindă asta, că am cheats. Nu știu ce fac la asta, săracul de el. Opa, opa, na, l-am omorât pe săracul. Am vrut să-i trag un glon să se întoarcă, dar omul meu a avut reacții zero, ia să vedem. Pe 90 ăsta câte gloanțe are? 40 de gloanțe, nu știu ce să zic. Pe 90, mamă, cât a bubuitura. Pe 90 am impresia că, nu știu, trage bine la distanță oare? Și oricum eu zic că e mai bun decât magul pentru că... A, chiar hai să luăm și un de la de gloanțe, emo. One emo pack delivered. Păi și nu mai pot să cumpăr încă un emo pack și pentru pistol... O, Jaxana, ce faci, mă, frate? Ha, din două gloanțe, hai mă că trage bine. Trage bine, rău de tot pe 90 ăsta. Chiar sunt curios, sper mă, ioi, vine zona mă și eu mi-am comandat emopec fix aici. Sper că se oprește, oprește-te, hai mă, nu fi. Hai, oprește-te, zonă, doamne, țucă-te, mami, oprește-te, mă. Nu, mi-am comandat fix în... Uai, ce la fix a oprit, du-te mă. Unde mi-a lăsat emopec-ul? Mamă, fix în... Nu! Nu pot să-l distrugă la, ba. L-am distrus și uite emopec, acolo, intru repede, hai. Hai, gata mă, gata. Atât, hai că mai am 105 viață, e totul bine și frumos. No, mi-am comandat fix, trebuia să fiu și atent la zonă, mă, n-am fost atent absolut deloc la zonă. Și să-mi comand doar și pentru pistol, dar cred că eu oricum doar cu P90 o să lupt. Sau măcar de aveam, ai, Glock-ul ăla în red zone. Nu o să mă duc acolo pentru că sunt șanse mari să obelesc. Bine, nu că sunt șanse mari, dar am scade din viață și după mă prinde un prost când îmi dau hălceatul și mi-o dă. Ia uite, ăștia-s trei aici și n-au cum să aibă team. Deci, aoleu. Ok, a doi sunt team. Unul mort. Doi morți, bun. Și ăsta, o să mă... Mamă, săracul și-a comandat un MP.
Fie că îi dau un firebomb. Mamă, n-am, n-am putut să țin apăsat. Trag prin asta așa, se sperie. Săracu, mă, frate, mă. A vrut și el să câștige meciul și am dat-o un tap prin perete. Mamă, 5-7, păi vezi că 5-7 nu e top, e, le dă clasă la toate armele, ești nebun la cap. Avem și de gloanțe, băi, eu zic că meciul ăsta e un win asigurat pentru că avem și de gloanțe. Bani în caz de ceva. Asta ce tot? Mamă, zboară cu MP-ul ăla, frate. Mamă, și MP7 și bani. Păi ce pot să-ți doresc mai mult de la viață? Dar mi-am luat deja sesiune. Mare gloanțe ăsta? Hai, mă. Mamă, păi vezi că are și gloanțe. Păi bossule, meci asigurat, frate. Și acum a dat omul, cred că 3 MO boxuri să aibă gloanțele astea sau l-o fi găsit, așa. Nici nu știu, sincer, dar oricum e super OP. Da, și am cred că am uitat să vă spun de ce n-am mai postat zilele astea. Pentru că am zis să mai ies cu motorul, să mă bucur de ultimele zile, pentru că după aia o să fie alea două zile de pauză, după am văzut că o să plouă și după probabil o să fie minus 100 de grade, deci nu o să mai pot să merg pe motor, așa că am zis, bă, hai frate, să mă mai bucur și un pic de motorul ăsta, frate, dacă tot l-am luat să mă dau și un pic cu el. Probabil că la vară o să-mi iau și o cameră și o să fac și niște motovloguri de alea faine, pentru că avem o trupă de motocicliști aici și o să mergem în tripuri de astea lungi. Ăla e mort, ok. O să mergem în tripuri de astea, nu știu, la sute de kilometri de... Nu, am crezut că mai trage cineva de acolo în mine. Băgam-i-aș picioarele. O să mergem în tripuri de astea faine și am zis, bă, de ce să nu și filmez chestiile alea, să fac și bike vlog, nu? Ar fi o chestie interesantă pentru că, pe lângă cheating, ia uite-l pe ăsta, bă, trăiți-ar familia, unde s-ar, mă, unde crezi tu că mergi? Gata, enemy squad eliminated, omul meu a stat ca să-și spawneze squad-ul și l-am omorât și pe ăla. Very nice. Nu știu, mă, să-mi comand armea asta, de ce arme ne putem comanda de aici? Bă, nu știu, mă, nu pare nicio armă interesantă, dar ar merge un ballistic shield, armor plus, ok, am, emo n-are rost, să-mi iau un emo, oare, sau un SSG, ba, mi-au un SSG pentru că s-ar putea acum când o să fim ultimele persoane rămase în viață, uite, ăla are SSG, de exemplu, și ăla dacă are hack, acum mă bate, dar l-am omorât eu primul ca să nu fiu răpus. Hai să distrugem. Oh, le pot să-mi pic cutia, nici nu știam. Oho, C4, păi da cum, frate? Da, mersi. Ia uite, SSG-ul, cred că ăsta e SSG-ul meu. Hai, dă-mi-l, aruncă-l, mane, mersi. Și acum ar merge și un emo, ca să avem și gloanțe la SSG-ul ăsta. 12 gloanțe oricum ar ajunge, dar mai știi? Niciodată nu știi ce se întâmplă, nu? Mai trag într-un perete, îl mai ratez pe unul, mai pui mei și ar merge și niște gloanțe. Și tu poți să mergem să-i vânăm, zic. Ia, poți să le iau pe ăsta de aici, oare? Mamă, dacă le iau pe ăla de aici sau pe ăla ia. Să nu ia mai ia cineva pe la spate, ești nebun la cap. Ia să vedem. A, nu pot să le iau. Vedeți ce am zis că o să irosesc eu gloanțele aiurea? Ce v-am zis că o să irosesc gloanțele aiurea și ne trebuie un emo box ăsta. Bă. What the fuck a fost aia? Nu știu ce a fost. O fi aruncat ăla de acolo, avea cum de la distanța. Să moară, Jaxana. Ia foc harta, băieți. Ia foc harta, să moară Gigi. Ia foc harta sau mi-aruncă unul din spate de undeva. Mi-aruncă de pe alea oare? Dar nu cred, fără mișto. Aaaa! Lol, eu acum văd. Mamă, pipică chestii din cer. Bubuie harta, băieți. Ăsta săracu ce să mai facă și el? Ia să-i dăm un nade acolo. Bă, n-am murit cu aia. Ce s-a întâmplat? A, e după colț. Îi dăm un flash. Hai mă, bossule, ieși. Ha-ha, și te-ai dus. Mamă, avea AK, dar de unde poți să ai AK pe harta asta, lol? Mă rog, pe harta, pe Danger Zone. Nu am văzut în viața mea AK pe Danger Zone, sau am avut și eu și sunt prost. În fine, 4 enemies, deci mai 4 inamici avem în viață. Mă rog, 5 scrie acolo. Doar ăștia 2 sunt morți. Ah, nu pot să le iau prin ăla. Sau stiu eu prost și l-am ratat, cumva? Na, nu pot să le iau prin ăla. Vedeți, mă, cum irosesc eu gloanțele, mă. Pe ce irosesc eu, mama? Ea vor să-și dea boost sau... să nu vină amândoi pe mine, asta mi-e mie faza. Dar nu cred. Ponk! Hai, opa! Ponk! Hei! Ponk! Hai mă, frate, really, mă duc să-i dau Zeus, fiți a... Ok, m-a speriat un pic de el. Săracu om. Ce am făcut la săracu om? Și n-avea nicio vină omul. Da, deci chiar sunt foarte, foarte extrem de curios ce rank-ul să-mi dea. Dar deși nu prea cred că o să-mi dea rank-ul fix după meciul ăsta. No further redeployments. Dar eu n-am, oricum n-aveam cu echipieri. Deci n-am cum să îmi dau redeploy. Sau nu știu, eu am dat acolo să nu dea feel la echip. Pă, doamne, ce mă sperie bubuiturile astea. Hai, bossule.
Spong, 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 spong. Ce fain că nu arată killfeed-urile la toată lumea, ți apare doar ție pe cine omor, că așa vedeau toți. Ok, one enemy remaining, ăla e ultimul. Deci am câștigat meciul, bă, băieți, practic. Sper să n-aibă și ăla cheat. Ce am făcut? Nu. Este, mă, mamă, la fix, ia că sunt curios, sunt curios cum l-am luat. Ia fiți atenți aici, bă, băieți. Băi, ce la fix l-am luat. Ok, ok, deci luați zona sau nu știu cine. Ok, l-am omorât pe hiena ăla, hijena. Ok, tregea ăla, l-am omorât, i-a dat un tap, mă, vezi că joacă bine ăsta, vezi că juca bine omul ăsta. Și după mergea omul liniștit, liniștit. Am tras o dată, l-am ratat și mamă, să moare Jaxana, ce cap. Hai să vedem, bă, băieți, dacă am luat rank-ul ăla. Spune și mie că am luat rank-ul ăla. N-am luat, mă, rank pe Danger Zone, mă, băieți, mă. Păi se poate așa ceva, să nu e rank, eu joc cu dăștia. Uite-l, mă, ăsta îmi place mie rank-ul, nu știu cum se numește. Cred că e Hunter Fox Elite ăla, da, e super, super top rank-ul. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo un like dacă vreți să continue seria asta. 3 meciuri am și vreo 2 pierdute, de 5 meciuri. Și nu știu ce-a mai jucat ăla, sincer. Nu știu ce-a mai jucat ăla de la care am cumpărat contul. Eu am cumpărat contul de la o persoană. Nu știu ce-a mai jucat tipul ăla, știți? Dar s-ar putea să iau un rang bunicel, că văd că ăștia mai au pe aici. Uite-l pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta. Ia uite, mă. Bă, au ranguri bunicele. Ia, de ce ținem pe ăsta? Silver nu am pe Wingman. Deci practic pe Wingman o luăm de la 0. Deci de la Silver o luăm practic spre aventura asta noastră să obținem cel mai bun rang. În fine, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați un like acolo, să facem 1000 de like-uri. Și ce să mai zic? Ne vedem data viitoare. Salut.